Care va fi relația dintre PSD și AUR în viitorul Parlament? Nu-i Dacă, nu știu, veți avea... Nu-i cunosc pe parlamentarii AUR. Dar sigur v-ați format o opinie. Nu neapărat. Până nu cunosc și până nu stau de vorbă cu o persoană, nu pot să-mi formez o opinie. Niciodată nu încerc să-mi fac o opinie din auzite. Încerc să decelez, încerc să decelez și să-mi nu știu, am colaborat inclusiv cu USR în Parlamentul trecut, atunci când am avut 7 proiecte de legi care erau spre binele antreprenorilor, pentru că au debirocratizat foarte mult, au simplificat viața antreprenorilor. Dacă proiectul de lege este bun, nu plec de la idei preconcepute în care spun, domne, cu aceea nu colaborez. Am colaborat cu USR, da, am semnătură pe același proiect legislativ cu foarte mulți de la USR și cu alți colegi deputați și senatori din PSD. Legile au trecut, sunt promulgate, sunt bune pentru antreprenori. De ce nu? Adică, cred că așa ar trebui să privim lucrurile, nu să plecăm de la o etichetă, de la un lucru preconceput. Cred că mai important este subiectul. Ce vrem să realizăm în Parlament? Despre ce este vorba? Care e legea? Care e ideea? E bună sau nu e bună? Ajută sau nu ajută?